Azi am abordat un curs, de fapt, împreună cu mai mulți cursanți din zona, nu doar din Roman. Era vorba despre un curs de injecție directă benzină pe modelele Ford EcoBoost, unde, de fapt, am încercat să detailăm toate informațiile specifice utile legat de aceste motoare, atât partea de diagnoză mecanică, cât, de fapt, și partea de diagnoză electronică. De exemplu, într-o mașină destul de întâlnită, să luăm un Volkswagen Golf, de exemplu, astăzi, mai mult ca sigur, putem găsi măcar 30-40 de unități de comandă inteligente, diagnostizabile doar cu aparatură specială, respectiv prin măsurători specifice cu, de exemplu, un osciloscop. Deci, beneficiul unui mecanic, consider eu, ar fi faptul că pur și simplu e capabil să facă o diagnoză a acestui sistem. Este foarte complex deja analiza acestor componente, deoarece se leagă. O problemă poate fi legat de fapt de o altă problemă existentă în mașină. Beneficiile clientului, bineînțeles, va fi de fapt faptul că mașina se va repara în timp util, respectiv la o sumă acceptabilă de client, adică se pot preveni schimbările inutile a componentelor, schimbările repetate a componentelor auto.